Bună ziua, dragii mei prieteni! Bine v-am găsit și bine v-am regăsit pe canalul meu. Eu sunt Amos și în următoarele minute o să-ți prezint horoscopul pentru luna februarie, pentru tine, cel din Zodia Balanță. Rămâi aproape de mine! Dragii mei, înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru toate comentariile voastre, pentru că sunt foarte importante pentru mine, Vă mulțumesc pentru toată susținerea voastră și, drept urmare, eu vă răsplătesc pe fiecare așa cu câte o inimioară, așa cum o fac de fiecare dată. Vă mulțumesc! Dragii mei, nu uitați că vorbim despre etalări generale, da? Este posibil ca nu toată lumea să rezoneze cu aceste mesaje și îndemn la logică și raționament de fiecare dată în urmărirea acestor citiri. Voi începe cu mesajul îngerilor pentru voi, să vedem ce înger vă îndrumă în luna februarie. Mesaj pentru cei din zodia Balanță pentru luna februarie. Iată că mesajul deja mi-a căzut pentru voi, dragii mei. Vine de la îngerul Leila. Imediat o să vă citesc mesajul. Petrece mai mult timp singur, singură, în natură, meditând asupra dorințelor și intențiilor tale. Roagă-i pe înger să te ajute să dobândești o perspectivă pozitivă. Poate este nevoie pentru tine, simt așa, să petreci timp în natură, să petreci timp cu animalele, să petreci timp undeva la țară sau să-ți revezi bunicii sau să faci diferite activități din acestea care să te scoată din cotidian pentru că te simți puțin obosit ca și energie. Te simți vlăguit și cred că trebuie să meditezi foarte mult la ceea ce îți dorești tu să se întâmple de acum încolo. Așa simt să-ți spun, uite că și îngerul Leila ți-a transmis treaba aceasta. Tarotul pe care îl voi folosi este tarotul mitologic. Previziunile pentru cei din Zodia Balanță, luna februarie Wow! <laughs> Mi-au căzut foarte multe cărți. Nu le voi pune înapoi în pachet, le voi lua ca atare. Pentru că înseamnă că sunt mesajele voastre, dragii mei. În luna februarie simt că îți dorești foarte mult să te retragi puțin îți dorești să, să stai mai înascuns, ca să zic așa, pentru că, așa cum am spus și la început, etalarii tale, te simți puțin obosit, da? te simți puțin vlăguit. Și uh, sunt câteva experiențe aici prin care tu ai trecut în ultima perioadă și revin niște amintiri, ies la suprafață niște amintiri, uh, nu înțelegi nici tu de unde îți vin toate aceste lucruri, dar uh, trebuie să le trăiești. Trebuie să iasă totul la suprafață, ca să spun așa. În luna februarie, așa cum îți spuneam, există această energie frumoasă a eremitului, această retragere undeva acolo în pustie, da? undeva în, nu știu, poate în corțul camerei tale. Nu trebuie neapărat să fie undeva în munți sau undeva foarte, foarte departe de lume, dar îți dorești să fii mai izolat, îți dorești să nu te mai expui atât de mult. Simți nevoia de solitudine, simți nevoia de cunoaștere, poate, simți nevoia de a sta mai mult cu tine și de a ți pune așa lucrurile în ordine din viața ta. Pe partea profesională, observ că îți dorești, ai această intenție, există acest început de a o lua de la capăt. Deci există această energie foarte frumoasă de a merge poate într-o altă direcție pe plan profesional, de a schimba puțin macazul, dar repet, sunt foarte multe lucruri încă din punct de vedere mental la tine. Valetul de monede mai poate arăta faptul că înveți cumva să te bucuri de lucrurile mici, de cele mărunte, înveți să te bucuri de viață, să privești viața, lumea și cu alți ochi. Cred că de aceea ai nevoie de acest eremit în preajma ta. Pentru că tre totul trebuie să capete la tine o, o altă cunoaștere. O altă cunoaștere față de cea pe care ai avut-o până în prezent. Există multe cărări să știi pe partea asta profesională, așa simt, doar că tu va trebui să alegi ceva. Deci, din toate lucrurile astea, simt că tu va trebui să alegi ceva. Ceea ce te împlinește pe tine cel mai mult să faci. Și nu uita să te bucuri. Da? Deci să te bucuri de, de tot ceea ce, ce, ce ai în, în preașma ta. Beneficiezi de niște idei. Ai niște idei în, în luna februarie. Și tocmai de aceea spun că vei încerca să ți le pui în practică. Vei lupta pentru treaba asta. Există aici foarte mult sprijin din punct de vedere mental vezi după ce te odihnești, după ce lucrurile încep să le vezi altfel, atunci vine și această claritate a situației, a vieții, înțelegerea evenimentelor din viața ta. Da? Asul de spade, ce energie frumoasă, ce viziuni îți va oferi în luna februarie de neașteptat. Simt că te-ai înșelat cu privire la cineva. Din punct de vedere sentimental, te-ai înșelat asupra acelei persoane ți-ai făcut niște așteptări, ți-ai creat niște așteptări foarte mari și ai fost dezamăgită sau ai fost dezamăgită. Pentru că lucrurile nu s-au întâmplat așa cum tu ți le-ai dorit, bineînțeles că acest eveniment te-a întristat, există această melancolie pe care o simt la tine, dar vei trece cu bine peste această situație. Șapte de cupe, 5 de cupe, două cărți care îmi vorbesc despre fantasme ale iubirii, nu vorbesc despre fantome, poate ale trecutului, nerezolvate, despre situații neîncheiate, încă privește acolo și nu știi cum să închizi această situație. Este pentru că nu ai tăiat acest cordon energetic cu persoana respectivă. Există încă în mintea ta, acolo, în subconștientul tău și bineînțeles că te bântuie. Putem vorbi despre această nevoie foarte mare de iubire și de dragoste tu o simți puternic, dar totul în jurul tău parcă îți creează feste, poate nu, nu, este în, nu este în avantajul tău, ai senzația că nu acționezi în direcția care trebuie. Și este posibil să fie așa. Aceste așteptări foarte mari pe care le ai în ceea ce privește iubirea, bineînțeles că într-un fel sau altul îți vor fi înșelate pentru că se pare că nimeni nu se ridică la nivelul acela. Nimeni nu este la nivelul acela. Oricum, vorbim despre o suferință a inimii tale în ceea ce privește dragostea. Unii dintre voi puteți să treceți prin această dezamăgire în luna februarie. Unii dintre voi poate deja o trăiți pentru că acest filmuleț este făcut cu puțin timp înainte de luna februarie. Deci dacă nu ți se potrivește acum, îți recomand să asculți această citire și în luna februarie. Deci, ceva aici se întâmplă din punct de vedere sentimental, așteptări înșelate, dezamăgire, melancolie, tristețe, nu mai poți vedea cărarea aceea luminoasă, nu mai poți trece podul, efectiv așa simt. vei ajunge la sentimente mult mai bune, să știi, și cred că te vei împăca, te vei împăca cu tine, te vei împăca cu cineva, cu cineva din jurul tău, poate sunt oameni din copilăria ta, din adolescența ta, care te ajută, prieteni care revin. Dacă nu revin în plan fizic, revin să știi în amintirea ta. Și chestia asta te poate ajuta foarte mult. Regina de cupe și șase de cupe. Vezi, vorbim despre această emoție pură, pur și simplu. Este această femeie care te protejează cumva. Nu știu dacă mai este în planul nostru fizic sau nu, dar te protejează. Vorbim despre un ajutor foarte mare pe plan emoțional și vorbim despre această împăcare cu sine. Vorbim despre redescoperirea aceasta emoțională. Te va face să tresari. Șasele de cupere, repet, poate însemna această revedere cu cineva foarte drag în luna februarie. Cineva pe care îl iubești, îți este foarte drag. Și, bineînțeles, poate însemna această pace pe care tu o faci cu tine. O pace foarte frumoasă, pentru că știi că nu mai este cazul să porți sentimente de, de ură, sentimente de frustrare, în niciun caz. Chiar și pentru acea relație care nu a funcționat. În unele situații poate însemna că respectiva persoană s-a împăcat cu această femeie, da? Vorbim despre o împăcare cu altcineva și a fost în detrimentul tău, să spunem. Luna februarie, luna februarie, 5 de monede, va fi o perioadă în care te vei simți singur. Într-adevăr, ai acest sentiment de abandon, de refuz, de părăsire, da? și pe plan financiar, până vei reuși tu să pui bazele a ceea ce îți dorești tu să pui sau să te îndrepți către lucrurile acestea profesionale, vei resimți această energie puțin sărăcăcioasă. Nu-ți face probleme. Da? Chiar dacă te simți mai singur, chiar dacă te simți părăsit, nu ești singur, sub nicio formă nu ești singur, ești vegheat și cineva are grijă de tine pentru că și tu ai o cale, nu uita. Ești o ființă de lumină și tot ceea ce ți se întâmplă, ți se întâmplă cu un rost. Împăratul această, merge așa în direcția aceasta de stabilitate. Îți dorești ca totul în viața ta să devină stabil, să devină pentru totdeauna, forever. Și împăratul arată această putere interioară pe care ți-o regăsești. Vorbim despre... Puterea de decizie, vorbim despre a lua niște hotărâri foarte importante în ceea ce privește viața ta și în ceea ce privește sufletul tău, mântuirea ta, vorbim despre stabilitatea pământului, deci, având în vedere că noi avem toate aceste elemente în noi, da? toate cele cinci elemente sunt în noi, iată că încep și tu să conștientizezi lucrurile astea și să-ți dai seama de cine ești. Vei căpăta această fină înțelepciune și o să vezi că vei ieși din orice situație nici nu fac probleme. Asul de băte, vorbim despre noi acțiuni. Noi acțiuni care vor genera alte acțiuni. Și uite așa, ușor, ușor, cum îți spuneam, cu pași mici, tu te îndrepți către un viitor foarte frumos. Vorbim despre pasiune în ceea ce faci, vorbim despre lucrul bine făcut, bine construit și cu siguranță vei fi aplaudat. Vezi șansa aceasta să nu ratezi. Vezi, să nu ratezi, pentru că începând din luna februarie începe să te, să te înconjoare, să fie pe acolo, pe lângă tine. Foarte frumos, foarte frumos. Și uh, chiar dacă, repet, am simțit acea tristețe, asta nu înseamnă că voi o să rămâneți acolo, dragii mei. O să depășiți cu bine, o să depășiți cu bine. Am uh, extras și o carte din Oracolul Energiilor pentru voi ce minunat mesaj cum să vă fac să vi-l arăt cartea door to spirit ușa aceasta către spiritul tău vedeți este un un porumbel care arată că ai această ușă deschisă către spiritul tău, către dezvoltarea ta, spirituală, ți se deschide această ușă și în toată această singurătate pe care tu o resimți, în tot acest abandon și protejat, o să te rog să cauți în planul spiritual, numerologic numărul 32, pentru că cu siguranță vei întâlni și acolo mesaje importante pentru tine. O să te rog să le citești. Deci, dragul meu, te îndrepti așa către spiritualitate, te dezvolți foarte frumos, chiar dacă pe undeva pe acolo doare. Fără durere nu există avansare. Dragii mei, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați fost alături. Vă mulțumesc pentru faptul că m-ați urmărit până la capăt. Și uh, nu uitați că dacă v-a plăcut clipul acesta, să dați un like și o distribuire, pentru că pe mine mă ajută foarte mult și poate mai sunt și alți oameni care vor să vadă aceste mesaje. Dacă doriți să luați legătura cu mine, deja știți cum să o faceți. Jos aveți toate detaliile necesare. Până data viitoare, dragii mei, vă îmbrățișez cu mare drag, vă pup și nu uitați că vă spun întotdeauna să aveți foarte mare grijă de voi.